bun găsit la Panoramic. Mi-am propus în această seară, așa cum vedeți, să discutăm de o problemă tot mai pregnantă pusă în ultimile luni, în ultimii ani. Dacă mai avem nevoie de instituția Parlamentului. Și o să încep discuția de la disoluția acestei forțe, acestei instituții, din momentul, să zicem așa, momentul 2004, instalarea lui Traian Băsescu la Cotroceni. De ce spun acest lucru? Făcând o paralelă cu anii în urmă între Traian Băsescu și Carol al II-lea, relația pe care a avut-o cu partidele și cu Parlamentul, găseam niște asemănări, da? Mă opresc aici cu ele, însă aș vrea să subliniez altceva. Inițiativa total nefericită ca să facem acel vot uninominal, prin care au ajuns în Parlament prea mulți corupți, să spunem așa, și în același timp persoane de o calitate îndoielnică, inclusiv la nivel intelectual. Chiar în aceste zile avem o dovadă, gândiți-vă la Nicolae Păun, și am spus tot, apropo de liderul romilor implicat în dosarul cu Mădălin Voicu. Dar ce vreau să discut? Acest odată, deci Parlamentul a venit cu oameni care, deci neaveniți pentru funcțiile parlamentare, pentru deputați și senatori, pe vot uninominal. Mulți au căutat acolo doar o imunitate. Pe de altă parte, am mai avut un lucru, cel puțin după Parlamentul din 2012, deci alegerile din 2012, am mai avut o altă situație. Foarte mulți parlamentari nu au niciun fel de legitimitate. De ce acest lucru? Pentru că ei au venit pe unii nominal, dar nici măcar de pe locul 2 din colegiu, ci de pe locul 3. Toți cei care au închis colegiile și pe scorul rău s-au trezit cu un parlamentar care a avut drepturi depline. În Gorj știm cum am avut anumiți parlamentari. Una era să fie redistribuirea și alta acele loc 2-3 din acest colegiu uninominal, care de fapt au mai luat voturi de prin altă parte. Inclusiv Blaga a ajuns așa în Parlament, inclusiv, deci cam toți vechii membri ai Partidului Democrat Liberal. Vă dați seama că legitimitatea lor în Parlament este, chiar dacă încearcă să o clameze, nu prea există. Bun, și acum ajungem în această instituție care s-a trezit cu aproape 600 de membri, senatori și deputați. Un parlament greoi, contestat de toată lumea pentru numărul exagerat de oameni, dar atenție, făcut așa cu bună știință. Legea a fost modificată de vechiul guvern până în 2012, atenție, și a fost făcută cu dichis tocmai pentru salvarea guvernării din acel moment, partidului de la guvernare. Dar, știți, a fost cu bătaie lungă și avem noi câțiva juriști importanți văzuți bine la Comisia Europeană, în instituțiile europene, care, vezi, Doamne, au știut să ne facă pe comandă, cum s-a spune, și nu ne-am prins prea mult de acest lucru. Bun, și această instituție a Parlamentului a devenit cal de bătaie în continuare, a rămas calul de bătaie pentru președinte, Traian Băsescu, până în 2014 și chiar după. De ce? Pe de o parte, Traian Băsescu a încercat totdeauna să se legitimeze în comparație cu Parlamentul. Și după 2012, când legitimitatea sa era zero, deci eu rămân și acum la părerea, indiferent ce spun unii, că logic, normal, voința poporului a fost ca Traian Băsescu să plece la momentul acela, nu și acum, unde a revenit pe cai mari și este o voce, probabil principala voce a opoziției, dar asta e altă treabă. Bun. El s-a legitimat lovind în Parlament, decredibilizându-l în continuare în acel Parlament mare, USL, cu 70%, aproximativ 70%, care n-a făcut nimic, în sensul că nu s-au înțeles social-democrații cu liberalii de a modifica Constituția și alte reforme propuse la acel moment. Bun, și aceasta au venit anul 2014, când această instituție a devenit efectiv câmp de încercare, dacă vreți, laborator de experiment pentru mai multe instituții. Avem odată DNA-ul,
care a venit la ușă și care a săltat până acum, dacă am văzut eu bine, dacă cifrele sunt corecte, undeva spre 100 de parlamentari care au ajuns într-un fel sau altul la DNA. Unii sunt în control judiciar, unii probabil sunt cercetați în diverse dosare, dar n-au ajuns, deci nu și-au pierdut mandatele. Pe o parte e asta și unii încă și așteaptă, să spunem așa, să fie cercetați de instituția respectivă, dacă are, ca de obicei, n-ajunge la anumite dosare, că unii se pare recunoscut sau nu, se întâmplă ceva cu ei și nu se găsesc dovezi niciodată despre ei, dar în fine, asta e altă treabă. Și avem o altă situație în care au început să dea ordine. Președintele le spune parlamentarilor, bă, votați așa că dacă nu, nu știu ce. DNA-ul care trimite acele ridicări de imunitate îți dă ordine. Bă, ridicați imunitatea că altfel ce? În mod normal, fiind instituția supremă legislativă, Parlamentul n-ar trebui să primească ordine. Deocamdată e o lege în vigoare, da? Legea care spune că există acea imunitate parlamentară și există niște proceduri. Ele ar trebui respectate. E, acum parlamentarii au dat în toate bâțâielile. Se și gândesc, bă frate, cum fac mai repede să mă vadă că votez, că poate nu se duc și la dosarul meu. De aici deduceți, nu înseamnă că parlamentarii sunt nevinovați, nu. Dar la unii se ajunge, la unii nu. Cu ghilimele de rigoare, la unii încă nu s-au copt, cum se spune. Sau unii au, să zicem așa, o anumită imunitate de altă natură pe care nu o vedem noi muritorii de rând. Bun, ce se întâmplă? Parlamentarii aceștia votează, au început să fie prin ridicare de mână orice tâmpenie. Indiferent ce le-ar cere anumite instituții și guvernul, așa ne-am trezit și cu guvernul tehnocrat, nu se va întâmpla cu nimic cu acest guvern. Dacă credeți vreun pic că ce spune Dragnea, sau poate chiar ce spune Blaga și cu Gorghiu, că vezi, Doamne, ar putea ca acest guvern să cadă, mă înșelați amarnic. De ce? Foarte simplu. Acest guvern a fost votat de Parlament impus, a fost ordin votat ăsta, ca așa vrea Bruxelles-ul, și nici nu știu, nu sunt convins în acest moment că președintele, în afara faptului că a desemnat acel premier pe care în Europa, știți cine a spus Traian Băsescu, în Europa era cunoscut deja de câteva săptămâni, mă îndoiesc că și președintele a avut ceva de spus sau i s-a acceptat să spună ceva în această situație. Și dacă cine l-a pus ăla-l dă jos. Deci, guvernul Cioloș, indiferent cât de, cum să le spunem, specialiști cu ghilimele sunt tehnocrații domniei sale, nu vor păți absolut nimic. Deci, gândiți-vă ce ar fi fost dacă, să zicem așa, ar fi fost guvernul Ponta cu cazul cu bebeluși. Deci, pentru mai nimic, un polițist a căzut de pe motocicletă, s-a făcut atâta caz, am avut cazul nu știu ce. Gândiți-vă ce ar fi fost să se întâmple cu bebelușii pe o guvernare PSD. Bun, nu se cere demisia, nici nu îndrăznești, e vreun parlamentar, mai mârâie câte unul la PSD, dar îi aduce Dragnea repede la ordine, pentru că știu ei, parlamentarii respectivi, ce dosare au fiecare. Bun. Eu încep să mă gândesc că acum tot e varianta, știți că Traian Băsescu s-a întors la rezultatele referendumului ăla din 2009 făcut doar ca să poată să fie el reales, deci mobilizarea electoratului, cu varianta cu 300 de parlamentari. Eu mă gândesc că nu ne mai trebuie nici 300, nici 200, nici 100. Nu ne mai trebuie niciun parlamentar. De ce ne-ar mai trebui la acest moment un parlament bicameral sau unicameral, cum îl cerea Băsescu, o prostie, numai pe vremea Marii Adunări Naționale am mai avut unicameral, dar asta nu s-a mai, n-a mai fost, sau, atenție, sau pe vremea Reprezentanței Naționale 1938-1940 în timpul lui Carol al II-lea, dar asta e o altă paranteză. Bun, nu văd rostul de a avea o asemenea instituție dacă ea nu este lăsată să lucreze. E o instituție în care nimeni nu mai poate să facă nimic. Poate după alegerile din toamnă să avem altceva. Dar mă îndoiesc că se va întâmpla așa, mai ales la ce candidaturi se anunță. Bun. Pe de altă parte, această instituție,
Și încă o dată subliniez că tot aud tot felul de neaveniți pe la televizor ca să dea bine pe ecran sau pentru că se gândesc că au și ei cumva un alt dosar pe la DNA sau DICOT sau mai știu eu ce alt parchet, spun, da, domne, dar știți că noi parlamentarii ar trebui să renunțe la imunitate. Sunt suficienți cetățeni care zic, bă, dar de ce să fie parlamentarul mai... Că, ați văzut? Na, au mărit demnitarii salariile, președintele, au de 3-4 ori mai mult decât aveau înainte. Nimeni nu se revoltă decât când se ajunge la parlamentari. Asta nu înseamnă că nu sunt vinovați. Dar parlamentarii cred că suportă de se arată spre parlamentari ca să nu vedem și restul. Cam asta e ideea. Dar ce vreau să vă spun apropo de această situație cu parlamentarii? Deci ei au prin lege, așa e Constituția, așa a fost făcută și a fost gândită. Să știți că Iorgovan la vremea aia n-a fost, a luat-o și el după un model francez, cred că era la momentul acela, în care fiecare instituție are niște, niște suporturi de protecție. De exemplu, există și magistrații, au imunitate, nu sunt trași la răspundere. Imunitate, practic, în ce fac? Tot așa au și parlamentarii să nu poată fi presiuni asupra lor de oricare natură, adică să nu se imixtioneze justiția, puterea judecătorească peste cea legislativă, sau ele se controlează între ele, dar nu se încalcă. E, ce vrem noi să facem? Vrem să le scoatem imunitatea parlamentarilor, pentru că în momentul de față puterea legislativă își pierde un drept, deci nu mai avem echilibru puterilor în stat, nu mai avem separarea puterilor în stat. Deci atenție, ăsta e un principiu de drept care vine de sute de ani. Numai la noi în România se încalcă. Încă o dată, e în condițiile în care, așa e la noi în România, clasa politică este una coruptă, coruptă masiv, dar atenție, este coruptă pentru că așa a și fost situația, în sensul că s-au finanțat campanii electorale într-un fel. Și apropo de chestia asta, vedeți în ultimile săptămâni că se întâmplă ceva. Dacă acum câteva luni, acum un an, inamicul public numărul 1, cel mai corupt om politic care a făcut, era diabolic, ăsta, mai ceva ca Elena Ceaușescu, Elena Udrea. Încet, încet, în momentul când Traian Băsescu a apăsat pe anumite butoane, lucrurile s-au început să se corecteze. Ba, un proces nu mai stă în picioare, apropo de Gala Bute. Ba, s-ar putea ca la un moment dat, și nu e glumă, chiar îmi spunea un ziarist din presa locală, spunea, ci că se vedeți că la un moment dat Elena Udrea o să ceară și despăgubiri de la statul român pentru zilele când a stat în pușcărie. Păi, în aceste condiții, poate că Elena Udrea e nevinovată, până la proba contrarie. Dar după ce o porți prin închisoare atâta timp și ne demonstrezi că facem și că dregem, mai poți să ai încredere în justiția din România? Deci un om, știți cât de culpabilizată, cât de victimizată a fost Elena Udrea, o mai poți aduce, o poți spăla? Deci sunt două variante. În varianta că e adevărat și o speli, atunci foarte simplu, toți ăia care au făcut ce au făcut în ultimile luni, să intre ei. Ori în varianta cealaltă, deci nu te poți juca cu soarta unui om. Cel puțin așa ar fi într-o țară normală. De ce am spus acest lucru? Pentru că Elena Udrea este deputat. Foarte mulți dintre parlamentari, în momentul de față, sunt, spuneam, într-o anumită situație vis-a-vis de organele de cercetare penală. Bun. Unii poate încep să te gândești, bă, dacă Elena Udrea, care a fost atât de asta, poate nici Șova nu e atât de vinovat, poate nici Mădălin Voicu, poate nici, nu știu, oricare altcineva. Deci justiția are o mare problemă. De aceea vă spuneam, apropo, mă întrebam retorii dacă mai avem nevoie de instituția Parlamentului, că în atar condiții, părerea mea ar fi că nu se justifică. Cheltuim niște bani aiurea tot sau o justificăm doar pentru faptul să avem în cine să dăm. Da, păi cam asta facem. Deci nu mă ne mai interesează ce hotărăște Parlamentul, ce face. Deci dăm câte una de genul ăsta
ca să avem în cine trage. Dacă așa se întâmplă sau nu, vom mai vedea. Însă, pentru toamnă, știți că Parlamentul face o altă, a făcut deja o idee, deci s-a renunțat la votul uninominal și vom merge din nou la votul pe listă. Dar atenție, vom merge pe votul pe listă la Parlament sau nu? De ce vă spun? Păi tocmai acum o punem să schimbăm din nou legea pentru alegerile locale. Poate că o schimbăm și pentru parlamentare, mai ales că nu se știe cum vor fi rezultatele. De ce vă spun acest lucru? Pentru că ce spunem, cădem toți de acord, și presă, deontologică sau nu, în care spune, da, domne, e mai bine să mergem pe listă, să mai putem pune și oameni de valoare și nu știu ce, și dintr-o dată, ca un ordin, presa se înclină în partea alaltă și din momentul ăla, tot ce ai susținut că e rău, acum e bun. Așa se întâmplă la noi. Și de asta vă spun, s-ar putea ca în toamnă să nu mai spunem că e bun votul pe listă și să ne întoarcem iar la votul uninominal, mai ales dacă avantajează pe unii. Pe partea de alegeri locale, vreau să vă spun că cineva își bate joc de noi la greu. Bun. Nu era nicio problemă, zic eu, legal. Deci în Parlament știm că s-a votat, nu e democratic, am mai spus acest lucru, în sensul ca primarul, nu că nu e democratic, nu e atât de democratic ca primarul să fie ales dintr-un singur tur. Acum, în Parlament, știți, a fost o mare înțelegere, acum PNL-ul are alte interese, e logic pe undeva, că sondajele sunt cum sunt, dar puteau să meargă să încerce să convingă în Parlament. Ce se întâmplă? S-a vorbit de acel plan, practic guvernul a dat o hotărâre de guvern, ea este atacată, poziția guvernului este la două și vor merge la Curtea Constituțională, care, fiind sub controlul unei părți politice, apropo de râsul lumii, știm deja că avem 5 voturi la 4 în favoarea puterii actuale, să spunem așa. Deci, apropo de ce Curte Constituțională avem noi în România, dar asta e altă treabă, și va vota că nu e democratic, va veni guvernul cu o ordonanță sau, în orice caz, Parlamentul va trebui să respecte hotărârea CCR care ar presupune acest lucru. Deci e foarte îmbârligat, dar ce înseamnă asta? Că se evită din nou votul Parlamentului. De ce? Foarte simplu, Parlamentul a zis altfel. Era logic ca liberalii să meargă, bă, ne asumăm noi o lege, o trecem prin Parlament, îi convingem pe ea și mergem așa. De ce nu o fac așa? De ce bagă și guvernul, care cu ocazia asta, și spuneam în emisiunea trecută, că s-a autodemascat, facem un precedent. Deci evităm încă o dată Parlamentul, poate și pe ideea că, mă, oricum, parlamentarii suportă orice. Și lumea s-a obișnuit ca aceste instituții să-i fie încălcate drepturile. Mi se pare de prost gust. Atenție! Nu că n-ar fi democratic să votăm în două tururi și mi se pare și altceva mai normal ca președintele al Consiliului Județean să-l votez direct. Nu dintre... îl votăm ca și consilier local, ca și consilier județean, în ce scuze, și după aceea îl alegem noi în jocuri de culise, îl alegem președinte. Deci mi se pare mai normală varianta cealaltă, dar atenție, dacă n-am gândit-o atunci sau am gândit altfel atunci, ar fi normal să lăsăm această perioadă dinainte de alegeri. Așa vom schimba de la o lună la alta. Nimic nu mai este sigur în România. Nici cu guvernul tehnocrat. Sau era foarte simplu ca guvernul să dea o ordonanță, să-și o asume și vedem dacă trece. Eu vă spun sigur că trecea, pentru că nimeni nu îndrăznește să pice guvernul actual. Dar, din păcate, am pierdut între timp și casca. Cum spuneam, din păcate se întâmplă diverse lucruri mai de neîntâmplat. Sunt și alte știri foarte importante, m-am pe acest subiect mare. Ar fi interesant o declarație pe care, apropo că vă spuneam de puterile judecătorești, judecătorul Aurel Bordea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat marți la Târgu Mureș că, deși nu comentează deciziile Curții Constituționale a României, acestea au îngreunat activitatea sistemului judiciar și parcă încearcă să blocheze sistemul judiciar. Cităm, dacă CCR a declarat neconstituțional un text de lege, acel text de lege nu-și mai are aplicabilitatea.
fără a comenta deciziile CCR, parcă acestea încearcă să blocheze sistemul judiciar. A fost o filozofie a codului de procedură penală care pur și simplu s-a evaporat. Asta înseamnă că nu s-a recurs nici de către cei care au stabilit regulile procesuale, nu au gândit la reprezentarea constituțională a instituțiilor, care, iată, au fost declarate neconstituționale. Fără a comenta decizia CCR, a adus la înreunarea activității. Păi bun, acum stați puțin. Eu cred că aici CCR-ul are dreptate. Și vă spun de ce. Cum să faci, dacă tu ai făcut un cod, care este o imensă prostie, nu se pot aplica, foarte multe hotărâri sunt neconstituționale. Logic ar fi fost să le modifici. Da? Suntem în România și cum spune un confrat sau cum spunea că nu mai folosește, și asta ne ocupă, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la emisiunea Panoramic. La revedere!